Nu e nicio problemă între Victor Ponta și Liviu Dragnea. Asigurările vin de la vicepreședintele PSD, Ion Călinoiu. Nu e niciun fel de problemă în relația de colaborare, în relația de prietenie, de comunicare între primul ministru și președintele interimar al partidului. Tandemul Dragnea-Ponta a făcut o echipă ani buni. Prima fisură în relația Ponta-Dragnea a început să apară în 2014, când Dragnea a simțit că Ponta nu îl sprijină pentru a prelua conducerea partidului dacă premierul ajunge la Palatul Cotroceni. Dragnea a continuat să rămână alături de Ponta și după pierderea prezidențialelor, încercând în decembrie 2014 organizarea unui congres fulger pentru reconfirmarea lor în funcții. În 2015, relația celor doi a ajuns aproape la o ruptură, Ponta luând mai multe decizii fără să se mai consulte cu Dragnea. Astfel, ultimul a fost nevoit să recunoască de mai multe ori că a aflat de deciziile premierului de la televizor fără să fie informat în prealabil. Totuși, Dragnea a afirmat că îl va susține în continuare pe Ponta. Prezența la conferința județeană a PSD a fost confirmată și de fostul lider al partidului. Categoric da. Cum să nu fiu prezent? E organizația din care fac parte. Dar nu candidez la nicio funcție, nu. Nicio problemă. Sigur că da. Victor Ponta și Liviu Dragnea se află în tabere diferite de când a fost ales cel din urmă președinte interimar al PSD, chiar dacă cei doi își fac în continuare declarații amicale, iar Dragnea poate întrerupe hegemonia de 5 ani a lui Ponta. PSD a fost în ultimii 5 ani un partid care s-a supus total voinței lui Victor Ponta, contestatarii fiind eliminați treptat, opoziția în partid fiind o himeră. Relația Ponta-Dragnea a fost cea care a dat forță PSD în ultimii 5 ani, cei doi clădind o echipă solidă care și-a eliminat adversarii cu pretenții la conducerea partidului. Puterea tandemului Ponta-Dragnea a crescut constant în PSD datorită victoriilor la alegerile locale, parlamentare și europarlamentare. Tot pe 1 octombrie, Victor Ponta va fi prezent la deschiderea anului universitar la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu.